Vă rog frumos, încetați, încetați. Solicit deputaților să revină la calm, dragi colegi. Dragi colegi, reveniți la calm. Dragi colegi, reveniți la calm. Vă rog frumos. M-a apucat de cravată în mine, în primul rând. Ăsta, Novac. A zis că a venit cu un pahar de apă și am zis că dă-i lui tai câte o apă, nu-mi dă mie. Și din loc s-a pornit că nu ce ai cu tată. Deputații s-au îmbrâncit în timpul examinării legii cu privire la statutul municipiului Chișinău, proiect prezentat de liberali și dur criticat de socialiști. Cedați capitala municipiul Chișinău, chișinăuienii, clanului Ghimpu, clanului Chirtoacă și intereselor lor financiare și materiale, ca să construiască și mai mult, ca să fure și mai mult. Ați salvat pe un nepot a domnului Ghimpu, acum salvați alt nepot a domnului Ghimpu. Slavă Domnului că n-am nepot ca tine. Drăguțanu nu-mi este nepot, dar Dorin Chirtoacă mi-e nepot. Voi socialiști vreți ca primăria să fie condusă de mama Ciobanu și ficiorul Vania. Iurie Leancă și Eugen Carpov s-au arătat nemulțumiți pentru că un proiect similar înaintat de ei se prăfuiește deja de mai bine de jumătate de an în Parlament. Pentru că în interiorul majorității parlamentare există un târg. Eu votez legea ta, iar tu o votezi pe a mea. Liberalii au prins momentul să pună piciorul în prag. Dumneavoastră veniți cu un proiect care cu adevărat demonstrează că voi n-aveți capacități juridici, cum ne vinuiți pe noi. A ajuns ca și proiectele de legi să fie introduse și votate iarăși prin șantaj. Cum șantajez colegii care fac parte de majoritate? Credeți că așa e ușor să manipulez PD-ul? Documentul a fost votat astăzi în primă lectură, după ce aseară Mihai Ghimpu s-ar fi întâlnit cu Vlad Plahotniuc, o recunoaște chiar liderul PL. Și atunci ne întâlneam, și acum ne întâlnim, fiindcă suntem la guvernare. Dar ce cu Filat, credeți că era atât de drag mie că l-am tolerat toți anii ăștia? Nu-mi plăce, dar am fost împreună alianț și trebuia să mă întâlnesc, să mă văd, să vorbesc. Și acum chiar dacă o să ias, tot o să mă întâlnesc. Potrivit documentului, în cazul în care Consiliul Municipal respinge de două ori candidaturile pentru funcția de viceprimar, primarul își poate asuma alegerea sau demiterea acestuia printr-o dispoziție. În ultima perioadă, între primar și CMC au apărut conflicte, întrucât potrivit legii privind administrația publică locală, primarul este cel care poate decide demiterea funcționarilor din primărie, în timp ce legea veche cu privire la statutul municipiului Chișinău oferă acest drept Consiliului Municipal.